Un incendiu de vegetație a pârjolit duminică după amiază 10 de hectare la Ulmi în Dâmbovița. Oamenii s-au panicat pentru că vântul sufla cu putere și răspândea focul peste tot. Vâlvătaia a ajuns și la casa unor localnici unde a aprins acoperișul unei locuințe. Pompierii au domolit repede flăcările. După ore bune de luptă cu focul, pompierii au reușit să stingă incendiul în totalitate. Și la Vledeni, un incendiu de vegetație a pârjolit mii de metri pătrați. Focul a ars o suprafață de 5.000 de metri pătrați și în comuna Vlădeni, pompierii din Moreni au intervenit cu mai multe autospeciale pentru a stinge vâlvătaia. Aceștia au fost alertați ulterior pentru un incendiu de vegetație uscată în Filipești de pădure. Intervenția a fost dificilă din cauza vântului puternic. Un incendiu puternic a izbucnit și în Giurgiu, la Ghimpați. Au intervenit pompierii din cadrul detașamentului Mihăilești cu două autospeciale de stingere cu apă și spumă. Au ars aproximativ 10 hectare de vegetație uscată. Pompierii fac în continuare apel la populație să nu mai aprindă vegetația uscată necontrolat.